Vești bune pentru ciobani, dar și pentru consumatorii care aleg să pună pe masa tradițională de Paști animalul specific sărbătorii. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a anunțat faptul că târgul de miei se va redeschide anul acesta. Am discutat și la nivel de DSV, la nivel de prefectură, de anul acesta dăm drumul la târg. Au trecut cei 2 ani de pandemie, putem să ne reluăm, să zic eu, vechile obiceiuri plăcute pentru cetățeni. Obligatoriu să dăm drumul să pregătim totul pentru târg. Între 18 și 23 avem această posibilitate. Da? Da, domnule. Să pregătiți totul să fie curat, igienizat, să luați legătura cu toate instituțiile ce se ocupă de buna desfășurare a acestui târg, să fim pregătiți pentru ca severinenii și cei care vând să fie prezenți în târg. După 2 ani de pandemie, târgul de miei din Drobeta Turnu Severin se va deschide. Autoritățile locale vor lua toate măsurile necesare întrucât sacrificarea animalelor, dar și comercializarea cărnii să se realizeze în cele mai igienice condiții. Este o activitate pe care o pregătim cu foarte mare atenție. Din păcate, în ultimii 2 ani nu s-a mai putut desfășura. Severinii o așteaptă. E bine atât pentru severinii cât și pentru cei care vând. E această posibilitate să vină omul să își aleagă atunci când este oferta mare și prețul scade. Suntem, și am discutat, noi suntem pregătiți să dăm drumul la târgul de Paști. Îi așteptăm atât pe cei care vor să vină să vândă în târg. Cred că din 8 aprilie pot veni deja să solicite, să-și facă cerere să solicite un loc în târg, iar pe severine îi așteptăm începând din 18 aprilie cu lunea înainte de Paști. Până sâmbătă, cu o zi înainte de Paști, va funcționa acest târg. Încet, încet ne reluăm lucrurile care ne lipsesc, ce nu le-am mai putut avea în timpul pandemiei. Viața merge încet, încet înainte și suntem cu toții bucuroși că putem să revenim la ceea ce făceam înainte. Sute de crescători de oi așteptau cu sufletul la gură ca târgul de miei să se redeschidă, întrucât Paștele este singurul moment când își pot vinde munca la prețuri care să le aducă profit. Începând cu data de 18 aprilie până data de 23, va funcționa în Târgul Veterani un punct de sacrificare temporar pentru miei și iez. Taxa pe care o vor achita utilizatorii, ciobanii care vor veni cu animale spre sacrificare, va fi de 4 lei pe fiecare miel care va fi adus la sacrificare. Condițiile pentru a putea veni să sacrifice în Târgul Veterani sunt următoarele. Va trebui să fie autorizați de să aibă atestat de producător sau să fie societate comercială. În aceste condiții, ciobanii pot să-și sacrifice miei în condiții adecvate, fără a pune în pericol sănătatea consumatorilor, care aleg să pună pe masă tradițională de Paște animalul specific sărbătorii. În Mehedinți există doar un abator autorizat pentru sacrificarea mieilor, insuficient pentru a asigura cererea de miei din perioada sărbătorilor pascale.